este o neconformistă care își exprimă convingător gândurile. Mintea și gândirea progresivă îți permit să te exprimi în mod clar, fără sugestii și trucuri. Folosești fiecare ocazie pentru a declara convingerile tale. Deși uneori ești complet absorbit în gândurile tale, spiritul inovator îți hrănește idealurile și radiază energia pozitivă în lume. Nemulțumită de soluțiile abstracte, îi agiți pe alții cu ideile tale. Persistentă, puternică și încrezătoare în sine, știi când ai dreptate și nu te vei retrage un singur centimetru. Ești pregătită mental pentru diferite circumstanțe și ai o intuiție care îți permite să treci peste orice probleme care nu sunt de dorit pentru discuții. Astfel, în ciuda scandalității tale, reușești să menții relații de prietenie cu ceilalți. Ești o persoană energică și plină de tinerețe, dar adesea la fel de nerăbdătoare ca și copiii. Semnul zodiacal vărsător este direct legat de semnele elementului aer, care se disting prin următoarele calități: aspirație spre viitor, loialitate, sociabilitate, încredere, surprinzător de copilăroasă. Deoarece vărsătorul este controlat de două planete simultan, personajul tău se distinge prin ambiguitate impresionantă. Mai mult decât atât, nu este neobișnuit ca un vărsător să fie condus de un Uranus iubitor de libertate și încăpățânat, dar forțele lui Saturn te depășesc cu maturitatea. Tu posezi în mod natural o minunată înțelegere intuitivă a majorității proceselor din lumea din jurul tău, dar poți suprima această abilitate cu îndoieli inutile și neîncredere față de tine însăți. Guvernarea lui Saturn îți oferă terenul necesar și îți poate crea uneori o stare de spirit depresivă. În același timp, Uranus înălțată te răsplătește cu spiritualitate intuitivă și capacitatea de a genera idei complet originale. Astfel, în anumite perioade ale vieții te găsești pe un fel de leagăn, ce pot varia la vârste diferite, de la starea de geniu excentric până la pragmatism excesiv de precaut. Este ușor de ghicit că principala sarcină de viața ta este menținerea echilibrului armonios. Emoționalitatea excesivă combinată cu imaginația magnifică te poate conduce către complexe de geniu nerecunoscut, iar tendința de a respinge ideile de rând ca fiind nerealiste, dimpotrivă, poate duce la oportunități ratate și la o viață prea plictisitoare. Dar, în general, ești o persoană prietenoasă și loială, luminoasă, puternică și plină de viață, care trebuie doar să țină cont de personajele complexe ale patronilor stelari și de influențele lor conflictuale. Planeta ta guvernatoare este Uranus. Aceasta determină progresul tău. Planeta este favorabilă pentru cele care descoperă noi direcții în artă. Planeta ta în exil este Soarele. Soarele este responsabil pentru lipsa unui nucleu intern, precum și pentru incapacitatea de a prioritiza, falsa ta afecțiune și lipsa de emoție. Te distingi printr-un spirit profund inovator, progresivitate, intoleranță față de cei bătrâni și morți, deschisă și puternică, așa cum se cuvine, îți declari gândurile, proiectele și principiile. Tu știi să convingi și să conduci. Știi cum să-ți faci auzită părerea. Tu te afirmi prin planurile, proiectele și viziunea ta inovatoare asupra lumii de fiecare dată când ai o astfel de oportunitate. Ai o personalitate luminoasă, activă, optimizată scopurilor tale, simți puterea și încrederea care face mulțimea să te urmeze, încrederea în tot ce este nou pe care, ca o goarnă, îl transmiți altor oameni. Pentru tine problemele emoționale pot fi un dezastru, mai ales în tinerețe. Sentimentele tale sunt împrăștiate în diferite direcții, impulsive și incontrolabile, și te pot aduce în mod repetat în situații dificile. Există o mare diferență între stabilitatea mentală și vulnerabilitatea emoțională, și uneori se pare că ești doi oameni diferiți. Până când nu vei depune toate eforturile pentru a stăpâni procesele interne și pentru a câștiga controlul superior asupra tulburării tale personale, viața ta va continua în turbulențe. Tu poți îndrepta în cele din urmă talentele tale multilaterale spre un curs constructiv, dar acest lucru necesită timp.
Destul de ciudat, ești uneori atât de indecisă încât nu te poți opune chiar și în cazul în care te aștepți să faci acest lucru. Alții, privindu-te din afară, se întreabă uneori confuz de ce nu ai ajuns la înălțimi, în ciuda ambiției tale. În plus față de starea de spirit, partea ta senzuală necesită sprijin și poate genera probleme suplimentare dacă scapă de sub control. Ierarhia ta personală este formată din calitățile menționate mai devreme, prioritatea este dată sincerității, apoi vin sentimentele și în al treilea rând sunt emoțiile. Din păcate, prea adesea neglijezi intuiția. Totuși, tocmai aceasta ar trebui dezvoltată și ar trebui să te bazezi în special pe ea. Întrucât intuiția este capabilă să consolideze legăturile între informațiile disparate și să reunească trăsăturile talentelor tale turbulente într-o singură personalitate. Adesea problema constă în faptul că puterea rațiunii și a logicii, foarte dezvoltată la tine, este capabilă să învingă intuiția. Atunci când mintea este uneori supărată, tinzi să te scufunzi în elementul senzațiilor fizice, adesea rezultând de din izbucnirile emoționale și obiceiul de a nu refuza nimic. Pentru tine, autocontrolul nu este la fel de important ca înțelegerea ceea ce vrei. În rezolvarea problemelor complexe, tu iei în considerare factorul uman, care este scopul tău cel mai înalt. Aceste acțiuni influențează progresul tău acolo unde există omenie. Nu ești similară cu alte vărsătoare având astfel de calități, ești comunicativă, independentă, naturală. Cauți perfecțiunea în tot ceea ce te înconjoară, ești o soție excelentă și gospodină uimitoare, o mamă care își iubește copiii. În viața ta te împiedici puțin de vanitate, deși hotărârea și capacitatea de a atinge obiectivele, compensează acest neajuns. Cum afectează data de 1 februarie soarta ta? Ești o persoană destul de moale, dar numai pentru cei pe care îi consideri dragi. Tu îți alegi foarte atent cercul de prieteni, ștergându-i din listă pe cei care nu au trecut testul puterii. Dar cu cei care au trecut selecția, ești blândă și receptivă, iar uneori la durere, intri în experiențele oamenilor apropiați, încercând să ajuți, inventând diferite strategii și planuri. Se întâmplă de multe ori că-ți folosești reacția față de cei apropiați la întreaga ta pasiune militantă, ca mai apoi să o oprești automat și îi poți transforma în țapi ispășitori. Deci chiar și cu atât de delicată și extraordinară răbdare, o termini într-o zi și elimini infractorul fără dreptul de a restabili relația, indiferent dacă ți era tovarăș de suflet. Nu diferim declarațiile tale chiar și cu cei pe care îi iubești, iar problema nu este că tu încerci să ofensezi interlocutorul, ci că, dacă o persoană apropiată de tine acționează nesăbuit, aceasta nu va primi cuvinte plăcute. Dar îți vei exprima direct gândurile pe această temă, uneori chiar prea abrupt. Dacă ești sigură că ai dreptate, nu te vei opri de la nimic. Nu te vei abate de la poziția sau drumul tău dacă nu ești sigură de ceva, dar recunoști cu îndrăzneală că greșești. În situații neprevăzute, arăți o rezistență de invidiat, duritatea și capacitatea ta de a-ți păstra emoțiile sub control îți permit să te desprinzi din cele mai extraordinare situații și să te usuci chiar și în ploaie. Intuiția intrinsecă te ajută în acest sens, dar, din nefericire, mintea ta adesea ignoră acest dar, datorită faptului că ești obișnuită să analizezi și să cântărești totul și să te gândești la cele mai mici detalii. Aceste lucruri nu înseamnă că nu ești emoțională, dar ai abilitatea de a păstra emoțiile în sine și de a nu provoca argumentări goale. Dar în interiorul tău ai adesea un vulcan de pasiuni violente. Ești o persoană foarte creativă și ești capabilă să transformi o grămadă de cârpe într-o îmbrăcăminte chic, sau niște șuruburi inutile în capodopere. Îți place să acorzi o atenție deosebită detaliilor mici, să desenezi totul foarte bine, deși acest lucru este puțin incompatibil cu natura ta neliniștită și cu greu poți fi angajat într-un singur lucru mai multă vreme. Dar arta ta de a strânge lucruri te duce într-un fel de meditație. Banii pentru tine sunt un subiect destul de sensibil, este important să știi că resursele disponibile sunt suficiente tot timpul.
Nu te temi de muncă și ești capabilă să o faci, simțindu-te la fel de confortabil atât în poziții înalte, cât și ca lucrător. În relație ești incredibil de puternic atașată de partenerul tău și vei fi bucuroasă să trăiești cu el toată viața, spre deosebire de orice alt vărsător. Totuși, unele lucruri importante, precum lecțiile karmice, pot influența negativ relațiile, de aceea este important să-ți studiezi cu atenție astrograma natală. Dragoste și compatibilitate. În ciuda autosuficienței, ești mai pasională decât mulți vărsători fără nicio excepție. Cu toată importanța unei relații apropiate, nu te vei despărți cu ușurință de libertate. Dragostea ta este, pe de-o parte, dragostea unui înger, iar pe de altă parte, nu visezi că va fi ușor să te alături. Vrei nu numai dragostea, ci și o înțelegere prietenoasă. Într-o relație pe termen lung, cauți un partener care nu îți va spune ce să faci și ce nu. Vei avea o relație bună cu Balanța, Gemenii și Săgetătorul. Acestea sunt cele mai potrivite opțiuni în care tu poți conta pe o familie fericită. La nivel mediu, hai să spunem 50-50, șansele unei căsnicii de succes pot fi cu Pești, Leu, Berbec și Capricorn. În acest caz, multe depinde de ambele părți, cum se vor putea adapta reciproc, indiferent dacă sunt gata să se dedice reciproc. Perspective aproape imposibile sunt cu reprezentanții Scorpionului, Racului, Fecioarei, Vărsătorului și Taurului. Deși totul este posibil aici, mai ales dacă perechea este potrivită ca urmare a unei plăți karmice. Locuri de muncă și carieră. Tu acorzi o mare importanță individualității, oamenilor și factorului uman. Colegii și subordonații tăi nu vor putea să se plângă niciodată de neînțelegerea șefului, cu siguranță nu îi vei trata pe oameni ca niște mașini fără suflet. Tu uimești neîncetat pe alții cu idei și proiecte noi, printre care există multă zgură și, de asemenea, propuneri foarte valoroase. Abstractizarea nu este pentru tine, cel mai adesea, vii cu propuneri foarte specifice. Rar ești atentă, cel mai rău este că ești directă și tăioasă. Ești foarte intenționată și încăpățânată, simțind că ai întotdeauna dreptate, vei insista până la sfârșit. Ești ajutată nu numai de o minte ascuțită, ci și de o intuiție foarte dezvoltată, pe care rare ori o folosești la adevărata ei valoare. Ocolești inteligent subiectele neplăcute de care nu-ți place să se vorbească. Din această cauză, nu reușești să te cerți cu nimeni, în ciuda naturii tale aspre. Poți suferi foarte mult din cauza sensibilității tale, mai ales în timpul adolescenței, când nu-ți controlezi deloc sentimentele și ești prea împrăștiată. Într-o stare emoționată și calmă, nu afișezi prea mult, ca și cum ar trăi în tine două personalități diferite. Ești colerică, foarte impetuoasă, este dificil pentru tine să-ți controlezi emoțiile, ceea ce te poate conduce foarte departe. Trebuie să te studiezi pe tine însăți, să-ți analizezi sentimentele și acțiunile, motivele acțiunilor, altfel viața ta va fi ca un leagăn în mișcare. Trebuie să încerci să te întâlnești pe tine, să nu te arunci în emoții diferite și să trimiți totul într-o singură direcție, indiferent dacă este vorba de creativitate sau de întruchiparea unei idei. Numai atunci îți poți realiza pe deplin potențialul și îți poți salva cariera și sănătatea. Sănătate și boli. Deseori nu poți face față emoțiilor tale indominabile, care afectează puternic sistemul nervos și bunăstarea ta generală. Sensibilitatea ta te duce adesea într-o capcană, într-o formă de pasiune, după cum se spune, poți rupe masa. Poți avea multe probleme datorită excitației tale crescute. Emoțiile puternice te pun într-o poziție delicată, din care este dificil, dacă nu chiar imposibil să ieși. Personalitate inteligentă și luminată, ar trebui să fii atentă la tentația de a folosi orice mijloc de deconectare de la realitate. Moderatorii emoționali și de agresivitate sunt foarte utili, dar, ceea ce este important, exerciții regulate, aerobic, jogging, înot. Cel mai important lucru, ar fi trebuit să eviți medicamentele infuzive,
De la droguri la alcool, cu o astfel de emoție nu merită să glumești, folosind dopaj suplimentar pentru organism. Încearcă să devii stăpâna emoțiilor tale, nu utiliza cârjele din exterior, la urma urmei, obiceiurile proaste și medicamentele provoacă o dependență puternică. În ceea ce privește regimul alimentar, trebuie evitată utilizarea excesivă a zahărului și a totunului, care, deși te liniștesc pentru o vreme, te vor dezechilibra. Cerealele, legumele proaspete, pâinea, supa bună și tocana, fără sos, sunt probabil cel mai preferat mod de a menține bunăstarea normală pentru tine. Nu mânca dulciuri, ferește-te de zahăr care are doar un efect temporar, de-a lungul timpului, dimpotrivă, vei deveni și mai nervoasă și ușor excitabilă. Soarta și norocul. Ai fost înzestrată cu o natură energică, ești talentată, hotărâtă, dotată cu o mare intuiție, cu un cadou special pentru a vedea și a aprecia frumosul din această lume în oamenii din jurul tău. Ești încrezătoare în sine, încăpățânată, ambițioasă, ai întotdeauna opinia ta. Încercând să-i ajuți pe cei care au nevoie de sprijin, o faci deseori în detrimentul altor oameni, ceea ce cauzează conflicte diferite. Ai o lipsă acută de tact. În declarațiile tale, cuvintele tale în carne vie, aceste lucruri îi determină pe oameni să te evite. Dacă nu-ți vei schimba caracterul, nu devii moală și prietenoasă, va trebui să-ți petreci întreaga viață în apărarea drepturilor tale, în luptă. Sfaturi pentru tine. Se întâmplă ca în ciuda forței naturii tale, să nu faci carieră, să nu atingi înălțimile dorite. Adesea, în mod paradoxal, aceste lucruri este împiedicată de nehotărârea și de incapacitatea ta de a-ți apăra propriul drept sau de a te apăra. În plus față de indecizie și de lașitate, poți fi împiedicată de emoționalitatea care scapă de sub control. De asemenea, tu nu asculți intuiția ta, din cauza căreia iei decizii greșite sau nu acorzi atenție unor lucruri importante. Viața emoțională și spirituală pentru tine este aproape întotdeauna pe primul plan, deci este deosebit de important pentru tine să înveți să înțelegi emoțiile și să-ți restrângi unele impulsuri. Se întâmplă ca să-ți umpli complet mintea cu argumente la apelurile intuiției și, de exemplu, să te dedici la toate lucrurile grave sau să începi fără minte să-ți arzi viața în plăceri legate de sensibilitatea hipertrofică. Nu ai întotdeauna capacitatea de a te păstra sub control. Este mult mai util să te înțelegi și să înțelegi exact ceea ce dorești să realizezi în viață, cum dorești să te vezi acum și în general. Ce cadouri ți se potrivesc? Este o plăcere să alegi un cadou pentru o persoană ca tine, dacă ești, desigur, o persoană care nu este privată de simțul umorului. Cu cât un cadou este mai original și mai neașteptat, cu atât vei fi mai bucuroasă. Chiar dacă primești ceva prozaic, designul nemenajat și prezentarea cu un subînțeles te va atrage. Deși, este mai bine ca tu să spui tuturor ce aștepți. Trebuie amintit că originalitatea darului nu înseamnă frivolitate. Tu suporți dureros o atitudine lipsită de respect față de persoana ta, deși încerci în zadar să nu arăți. În ciuda faimei tale, nu-ți plac deloc bănuielile, pentru că apreciezi unicitatea, ceva care subliniază faptul că ți-a fost ales un dar doar pentru tine și nu ți-a luat primul lucru care a atras ochiul. De exemplu, sticlărie, ceva sub forma unei figurine ciudate, neobișnuite, cu un joc de culoare. Tu nu rămâi indiferentă la jucării, dar acestea nu ar trebui să fie urs și iepuri tradițional cu o privire fixă, ci ceva aproape viu, cu caracter propriu. Ambalajul propriu zis nu joacă un rol important dacă nu are semnificația care completează darul. Și chiar mai bine, dacă ambalajul și darul vin din diferite lumi, valoarea darului va beneficia. Te atrag caleidoscoapele care seamănă cu cerul nopții sau cu ceva care se învârte, în care poți suspecta mișcarea lumilor. Există o șansă de a-ți scrie o melodie pentru tine? Ei bine, va fi cel mai bun cadou pentru tine. Dintre flori preferi cele mai delicate și mai fragile, lalele, iriși, narcise.
mare iubitoare de experiențe culinare, o carte mare de rețete și orice ustensile de bucătărie, dacă se poate frumos colorate, te vor bucura. Pentru tine frumos, poate însemna util, de aceea la alegerea unui cadou, cel ce ți-l oferă ar trebui să știe măcar care este definiția ta pentru frumos. Bijuteriile ar trebui să fie nu numai valoroase, dar și mari, stridente. Cercei de ochiați gen candelabru sau câinele foarte mari, broșe multicolore. Și încă ceva, să poarte o marcă cunoscută de tine. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.